Înainte să începem videoclipul de astăzi, intră pe Stickered, pagina mea de Instagram, de unde poți comanda stickere personalizate cu doar 2 lei, sunt rezistente la apă și dacă comanzi peste 30, livrarea este gratuită, ai linkul în descriere. Ca adolescent, toată lumea vorbește despre relații, dar nu toată lumea este sau poate fi într-una. Acum că e mai bine singur sau într-o relație, este discutabil și depinde de mai mulți factori, dar totuși e important să ai măcar una în această perioadă, doar pentru a vedea cum e și pentru a prinde experiența. Așa că astăzi vom vorbi despre 5 motive pentru care nu ești într-o relație și câteva soluții pentru a mai rezolva din probleme. Ce urmează să spun este din perspectiva unui băiat, dar sfaturile se aplică și pentru fete. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul motiv pentru care nu ai relație, din păcate, este că te afli în friendzone. Sunt o grămadă care trăiesc cu speranța că după atâția și atâția ani de prietenie, persoana pentru care simt ceva să stea așa într-o dimineață în timp ce spală vasele și să vină Cupidon ca în desene să-i tragă o săgeată în spate, să aibă o revelație. Bă, ești prost? Cred că m-am îndrăgostit de Viorel. E bine, am vești pentru tine, revelațiile de genul ăsta nu prea există. Mulți nici măcar nu-și dau seama că sunt în friendzone pentru că primesc semnale mixte sau pur și simplu sunt ignoranți și nu acceptă realitatea. Lasă un like dacă vrei să fac un video despre semnele clare că ai intrat în friendzone și de ce. Dacă ai intrat în friendzone, nu există cale de scăpare, chiar dacă îi spui direct că o placi sau îl placi. Cea mai bună soluție este să renunți la ideea că ați putea fi mai mult decât prieteni și să cauți pe altcineva. Dacă nu faci asta, e bine, vei pierde timpul degeaba și te vei amăgi. Al doilea motiv pentru care nu ai relație este că ești obsedat. Tot ce contează pentru tine este să fii într-o relație și acest gând te consumă până în punctul în care uiți să investești în viitorul tău și să te dezvolți. Pentru că atunci când ești o persoană inteligentă, interesantă și care aduce valoare lumii prin cunoștințele sale, va fi foarte ușor pentru tine să găsești un partener. O modalitate excelentă prin care poți dobândi cunoștințe în domeniul IT și nu numai este Punctul IT. Punctul IT oferă cursuri online de programare într-un mod simplu, ușor de înțeles și potrivit copiilor și tinerilor pasionați. Totul este perfect adaptat mediului online, atât platforma de educare care este dotată cu videoclipuri explicative, cât și profesorii care sunt bine pregătiți în predarea cursurilor la distanță. Aceștia îți vor fi alături pas cu pas și se vor asigura că vei înțelege pe deplin fiecare informație. Dacă aplici pentru un interviu online, apăsând pe linkul din descriere, vei avea ocazia să lucrezi cu cele mai noi tehnologii, precum realitate virtuală, printere 3D, robot software și tot felul de aplicații super tari. Așadar, vorbește cu părinții tăi să te susțină și tot ce trebuie să faci este să intri pe linkul din descriere sau pe punctulit.ro și poți aplica pentru un interviu, iar de acolo aventura ta în lumea programării începe. În concluzie, nu te concentra atât de mult pe cum să-ți faci iubit sau iubită, concentrează-te mai mult pe cum să devii o persoană mai bună, cum să fii responsabil și să ai succes în ceea ce faci, iar oportunitățile pentru o relație vor veni fără să le cauți. Al treilea motiv pentru care nu ai relație este că ai o stimă de sine scăzută. Te consideri ultima persoană de pe pământ care ar putea avea o relație, asta poate pentru că nu crezi că arăți suficient de bine, nu știi să vorbești cu fetele sau poate că ai fost refuzat în trecut și acum te reține ceva să mai încerci. Ba chiar mai mult, ești invidios pe prietenul ăla al tău care are succes cu fetele. Există totuși o parte bună la invidie, faptul că îți arată că se poate mai bine. Și poți transforma acea invidie în inspirație și ambiție, să zici, bă, dacă el poate, eu de ce nu pot? Și dacă e suficient de umil să ceri ajutor, chiar și de la persoana pe care ești invidios, dacă ai posibilitatea, vei învăța o grămadă de chestii la care nu te-ai fi gândit și pe care poți să le aplici și tu. Cum vorbește el cu o fată, unde le găsește, cum se comportă la o întâlnire. Și uite așa, furând mici secrete de la cei care au succes, vei avea și tu, iar încrederea de sine va crește. Al patrulea motiv pentru care nu ai relații este că aștepți persoana perfectă. Nimeni nu o să se potrivească cu tine 100%. Ăsta e un mit. O să aveți neînțelegeri o grămadă. Așa că oferă șanse mai des chiar și persoanelor care la prima vedere ți se par că nu vă potriviți deloc. S-ar putea să te înșeli și să fie chiar o relație super mișto. Și în final, al cincelea motiv pentru care nu ai relație este că ai renunțat la căutare. Crezi că toți și toate sunt la fel. Poate că în trecut ai avut o relație care te-a lăsat cu cicatrici emoționale. Poate că ai fost înșelat și acum nu mai ai încredere în niciun reprezentant al sexului opus. Dar sunt aici să spun că nu e deloc așa. În viață vei întâlni persoane care îți vor lăsa un gust dulce, să zicem așa, și persoane care îți vor lăsa un gust amar. Treaba ta este să nu le pui pe toate în aceeași pungă și să nu renunți să cauți persoane cu care să faci amintiri frumoase. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o și să-mi dați un follow la EdAdvice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Și acestea fiind spuse, eu am fost EdAdvice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune E în reușită, nu rateu! Pa, pa!